O să facem acum frecvența de 1000 de Hz față de frecvența de 100 de Hz, fără să umblu la absolut nimic, la niciun nivel, la nimic. L-am dat pe 100 de Hz. Recalibrăm, să vedem ce se întâmplă. Puțin mai slăbuț, cam cu un volt. Cam cu aproximativ un volt. Ambele canale lucrează la fel. Nu sunt distorsiuni. Alimentarea tot așa. A mai scăzut un picuț mai mult. Probabil că la 100 de Hz consumă mai mult decât la 1000 de Hz. Ia, să încerc un picuț să mai cresc. Nu, deja intră în limitare, se vede. Deci nu se poate. Rămânem la 40 de volți RMS pe ieșire. Așa. Coborâm la 30 de Hz. Deja 35 de volți pe ieșire. Ok, coborâm și mai jos la 25 de Hz. Deja tensiunea scade, se vede foarte clar. Odată cu scăderea frecvenței, la 20 de Hz mai am 30 de volți pe ieșire. Creștem înapoi frecvența. Se vede cum crește și nivelul de ieșire. Am ajuns înapoi la 100 de Hz și deja a ajuns la 40 de volți. Suntem la 1000 de Hz acum, la 10 kHz, să vedem ce se întâmplă. Fiind o clasă AB, ar trebui să n-aibă distorsiuni. Se și vede, curat. Deci cam tot așa, în jurul la 42 de volți RMS. Canalul 1 deja a cuplat ventilatorul pe viteză maximă. Canalul 2 încă nu. Lăsăm un picuț să respire și revenim.